Bună! Pe 12 ianuarie 1876, la San Francisco, se năștea scriitorul și jurnalistul american John Griffith Chaney, cunoscut publicului larg sub pseudonimul literar Jack London. Astăzi se împlinesc 145 de ani de la nașterea căutătorului de aur, jurnalistului, călătorului, aventurierului, dar mai presus de toate, romancierului și novelistului american Jack London, deosebit de apreciat pentru romane precum Colț alb, Chemarea străbunilor sau Lupul de mare. Jack London a surprins, se spune în scrierile sale, existența crudă, revolta și aventura, în care personaje înzestrate uneori cu trăsături ieșite din comun sunt surprinse în lupta lor pentru supraviețuire. Nu în ultimul rând, el a fost unul din primii scriitori de ficțiune care au obținut recunoașterea mondială, dar și un activist social remarcabil care a avut drept scop îmbunătățirea situației muncitorilor. Și povestea lui Jack London mai are ceva cu totul aparte, strânsele legături între viața și opera sa, fiindcă a trăit romanele pe care le-a scris și a scris romanele pe care le-a trăit. Istoricul și profesorul american Phillips Fowler spunea așa: Jack London a fost acela care, mai mult decât toți ceilalți scriitori din vremea sa, a spart gheața ce congela literele americane și a creat o legătură plină de semnificații între viață și literatură.